Sunt Claudiu Năsui și vreau să vă spun de ce este foarte important pe 10 noiembrie să veniți la vot și să votați candidatul Alianței USR Plus la președinția României pe Dan Barna. Alături de Dan Barna am combătut împotriva abuzurilor PSD 3 ani de zile. Abuzuri în justiție, abuzuri în economie, am combătut pentru transparență, pentru debirocratizare și pentru toate temele pe care le-ați văzut că le lansăm în spațiu public și despre care vorbim aproape în fiecare săptămână. Dan Barna este un candidat unic din multe puncte de vedere. În primul rând, este unul dintre puținii candidați care chiar provine din mediul privat. Acel mediu oropsit de birocrație, împovărat de taxe, acel mediu care e sistematic la cheremul politicienilor și al politrucilor de toate felurile, acel mediu care de multe ori nu este reprezentat, asupra căruia se intervine numai pentru a fi jupuit mai mult. Dan Barna provine din mediul acela. Dan Barna nu a lucrat la stat. Dan Barna probabil că a plătit mai multe impozite și taxe decât au avut salarii contra candidății săi la un loc. Și atunci eu vă spun în felul următor. Dan Barna este șansa noastră în sfârșit să avem o reprezentare a României reale la fruntea țării. Și mai este o șansă extraordinară. Dan Barna este șansa să avem un tur 2 fără PSD. Un vis pentru România post-decembristă să avem un tur 2 în care Partidul Social Democrat nu mai ajunge. Un partid care este strămoșul PCR-ului, Partidului Comunist Român, și un partid care a făcut foarte mult rău României. Așa că pe 10 noiembrie ieșiți la vot și votați-l pe Dan Barna.